Mă numesc Croitor Elena, am 27 de ani, sunt din Republica Moldova și mă mândresc. Sunt din municipiul Chișinău, mă numesc Olesia și am 27 de ani. Muzica este viața mea. Pentru mine e mai mult să compun melodii decât să mai cânt așa. Am lansat prima melodie, se numește Fericire. Fericirea a fost compusă exact ce se va întâmpla pe parcursul vieții noastre, adică treptat ce s-a întâmplat și ce se va mai întâmpla. Nu vreau să dăm multe detalii, să ne lăudăm, pentru că asta o să se vadă pe scenă. Dar văd că sunteți relaxate, asta e bine. Da. Deci știți ce aveți de făcut, da. Nu? Vreau să vă spun că mie îmi place de Smele și de Bartoș, că sunt băieți de treabă și fac meseria. Și îmi place de Bartoș că e cu minte, dar Smele este cam prea obraznic. Scena vă așteaptă. Okay. Baftă multă. Haideți aici și așteptați un pic. Presimt un moment extraordinar. Iar tu să nu fii obraznic. Dacă ești obraznic, nu știu ce-ți fac. Bună ziua și bun... Uitați-vă la Andy și la Andra. Bună ziua și bun venit la Chișinău. Eu sper că ați venit cu gânduri bune, pentru că simt că ați intrat cam nervoase așa scenă, mi se pare mie. Suntem obosite. Cum trebuie să fim? Triști sau veseli? Ia zi, Andra, că tu știi mai bine. Eu zic să nu începem dialog așa nu, cu mine, zic că nu se înțelege, stai cu minte. Nu, Andy spune că eu sunt cu... Și, da, și pe rând, dacă vrei să te jurizăm, da? Da, dacă da, nu, da, eu nu sunt împotriva ta, da. Hai să începem frumos, da. Că altfel ne supărăm. Da. Aveți și așa mă povestit scuzați dacă data spărat. Trecută, știți ce a zis? Ștergem cu buretele ca să putem să jurizăm ce avem da, de rezervat. Și mă scuz dacă te-am supărat, Andra. Eu n-am avut niciun rău. Nu scuz pe nimeni. Auzi, eu da, știu cine sunt eu. Eu sunt curioasă să văd momentul. Mai bine, pentru că văd că n-aveți o problemă să nu, vorbim da, pe rând. Și vorbiți peste Andra. Ori o lăsați pe Andra să zică, ori mai intrați odată după ce te... Că n-avem cum să ne înțelegem. Nu zic nimic. Nu să filmezi. Deci când vorbim noi... Eu zic să ne bucurăm de faptul că suntem împreună. Nu vreți așa? Da. Ia, hai să vedem. Da, eu am visat la acest moment. Da.